Facultatea de Inginerie Hunedoara, secție a Universității Politehnică din Timișoara, a lansat campania Admitere 2021 sub sloganul Viitorul îți aparține. Ofertele de școlarizare sunt publicate pe paginile de socializare ale Facultății din Hunedoara și ale Politehnicii din Timișoara, iar cadrele didactice universitare vin în sprijinul viitorilor studenți și cu organizarea de sesiuni de pregătire la matematică pentru bacalaureat, dar și pentru susținerea examenului de admitere. La nivelul universității noastre există o preocupare deosebită pentru a pune la punct și a trata așa cum se cuvine tot ceea ce înseamnă acest învățământ hibrid sau online, dacă vreți. Astfel, Universitatea Politehnică a Timișoara a demarat, ca în fiecare an de altfel, o serie de întâlniri periodice săptămânale cu anumite teme pentru pregătirea la matematică, pentru bacalaureat, dar în același timp și pentru concursurile de admitere care au loc la o parte dintre facultățile universității noastre. Decanul Facultății de Inginerie din Hunedoara, Gelu Ovidiu Tirian, a menționat că la aceste cursuri de pregătire online poate lua parte orice licean care este în clasa 12. Înainte de toate, aș vrea să precizez faptul că orice licean de clasa 12 este binevenit. În principiu, ei se pot conecta, se pot înregistra pe o platformă la nivelul universității noastre, dar în același timp pot urmări, fără a fi înregistrați, aceste emisiuni, aceste întâlniri pe paginile noastre de Facebook, pagina Facultății de Inginerie din Hunedoara, pagina de Facebook a Universității Politehnică Timișoara, dar și pe canalul de YouTube al Universității Politehnică Timișoara. Mai multe detalii despre aceste cursuri, dar și despre oferta educațională pentru anul universitar 2021-2022 se pot afla și de la sediul Facultății de Inginerie din Hunedoara, instituție de învățământ superior în care astăzi, 5 mai, studenții au revenit în amfiteatre.